Luierul și Gorunul lui Horea. Dacă mi-amintesc bine, dragă Oana, Dorina și Andrei, v-am rămas dator cu povestirea despre sfârșitul lui Horea. Cum am spus, răscoala pornită de el, împreună cu Cloșca și Crișan, a înspăimântat foarte tare pe grofii bogați. Și-au văzut multe castele pârjolite, multe averi pierdute, viața amenințată în fiecare clipă. Dar ei s-au bucurat foarte tare când armata împăratului i-a înfrânt pe țărani. Și pentru că se temeau ca nu cumva răscoala să izbucnească din nou, în primăvară au căutat să-i prindă pe Horea, Cloșca și Crișan, căpeteniile răscoalei. Aceștia erau bine adăpostiți în pădurile din munți și nu i-ar fi găsit dacă nu s-ar fi aflat un trădător. Pentru bani, acest nemernic a arătat urmăritorilor adăpostul. Și așa cei trei conducători ai marii răscoale țărănești au fost prinși. Le-au legat mâinile și picioarele în cătușe de fier și i-au pornit spre Alba Iulia. Soldați călări, armați cu bice și puști, îi trăgeau de lanțuri legate de gât. Foarte, foarte ostenit, Horea mai mult se târa decât mergea. Gleznele îi sângerau din pricina cătușelor, Mâinile îi amorțeau sub povara fierului, iar gâtul îi înțepenise în cătușă. Se simțea nedreptățit, umilit și înjosit. Știa că îl duceau la moarte, deși nu săvârșise nimic altceva decât căutase dreptatea pentru cei obișnuiți. Peste toate acestea îl mai chinuia și o sete grozavă. De-abia aștepta să întâlnească în cale un izvor să-și opotolească. După o îndelungă suferință, iată în sfârșit un izvor la marginea drumului, un șipot cu apă multă, limpede și rece. Horea s-a oprit și s-a plecat să bea apă, dar soldatul călare care îl ținea legat a smucit lanțul și nu l-a lăsat nici să atingă apa ca să-și răcorească buzele. Horea l-a privit cu mânie și a rostit. Secătură! Se zice că, din clipa aceea, izvorul a încetat să mai curgă a secat, așa că nici cei care îl păzeau pe Horea n-au mai avut cu ce-și potoli sete. Mergând înainte spre Alba Iulia, ca să-și mai aline durerea și arșița setei, Horea a scos fluierul din brâu și a început să cânte. Nu mai putea cânta ca mai înainte, îl încurcau cătușele. Totuși țăranii au cunoscut că-i fluierul lui Horea și doinele lui de durere și jale. Și îndată de prin case, de prin grădini, de după arbori, au început să se ivească ascultători. Bătrâni, flăcăi, femei, fete, copii, șopteau. Auziți, fluierul lui Horea, fluier vrăjit, fluierul răscoalei care zice doine despre durerea și dreptatea românilor. Temându-se ca asemenea cântare din fluier să nu fie semnal de nouă răscoală, un soldat i-a smuls fluierul de la gură, l-a rupt și l-a zvârlit cu ciudă într-o râpă. Horea a rostit doar un cuvânt. Blăstămatule! Se zice că, după câteva minute, calul acelui soldat a sărit în sus, aruncându-și stăpânul într-o prăpastie de unde nimeni nu l-a mai scos. După ce i-au ținut o vreme la închisoare, pe Horea și Cloșca i-au supus la cea mai cumplită pedeapsă, i-au strivit cu roata de vii. Horea nu s-a văitat, n-a gemut, a îndurat schimjuirea cu o răbdare neînchipuită. A șoptit doar atât. Mor pentru popor. De aceea poporul nu l-a uitat și nu-l va uita niciodată. L-a așezat printre mari eroi ai istoriei și ai patriei. I-a cântat faptele și numele în doine de slavă. Gorunul din Sebe, de sub care a pornit răscoala îngrijit de români, trăiește încă și azi. De asemenea, se mai spune că un om de omenie ar fi dres fluierul lui Horea și l-ar fi așezat pe o stâncă în vârful de tunatelor. Glasul lui vrăjit se aude și astăzi în bătaia vântului, cântând dreptatea și libertatea românilor.